Bună ziua și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Poate vă era dor de acești mici iepurași. Facem o mică și scurtă filmare către ei. I-am dat jos din lădiță pentru a-i vedea și dumneavoastră mai bine. S-au mai negrit, așa, nu mai sunt chiar gri cum erau la început, dacă vă mai aduceți aminte. Uitați ce sar. Ce să vă mai zic de ei, sunt foarte, foarte frumoși, sper să se facă mari, să crească. Văd că au intrat așa într-o culoare gri fier, mă rog, ăștia cel puțin, acesta și cu acesta gri fier, iar aceștia bat mai mult spre un gri câmp, gri câmp. Da, nu știu cum să fac eu să vadă foarte bine, încerc să mă apropii. Urmează probabil, ei au acum aproximativ cam 6 zile. Probabil în zilele următoare o să le dea ochii. Încerc să nu pun mâna pe ei. Sunt ok, adică sunt întregi, sănătoși, mari, cu burțile pline. Or să înceapă să mișune, eu știu, în câteva zile pe aici. Am un clip ăsta să-i fac, uitați și pe șinșila. Ia să vedem unde s-a dus, e pe aici, pe undeva. Am dat-o afară și știu că aici se duce de obicei când o dau afară, uitați-o. Pentru a nu se stresa că umble la puișori, să se relaxeze puțin, după care o bag la loc. Așa, uitați ce frumos. Nu pot să fac foarte, foarte lung videoul. O să încerc să-l fac mai scurt, nu? Cam aceștia sunt puișorii, plini de puf, vezi cum sar, și chițe. Asta e mai leneș. Băi, leneșina. De fapt, toți sunt așa, dorm în perioada aceasta. Ca să crească, somnul îi ajută să crească. Uitați, o să încep dacă... puțin probabil să-l prind eu pe ăsta de la bot, așa. Și ei cum simt că vine cineva la ei, încep să se miște, să se alinte pe aici prin cuib. Mă bucur că au crescut mari și că sunt sănătoși. Dau așa o culoare în belgian, nici ca Mursa, nici ca Tasu. Da, pe mine nu interesează neapărat în mod expres culoarea, ci mai mult sunt cam identici. O să vedem oricum când se fac mai mărișori cum vor arăta. Momentan sunt bine, sunt sănătoși, încă o dată mă repet. Uitați ce se zbenguie. Acum am să încerc să-i acopăr. Hai să mă insist o dată să-i mai vedeți. Acesta 1, acesta 2, acesta... Uleu. Asta este 3-ul, al 4-lea asta mai leneșu. Uitați pe leneș. Leneșu. Crede că sunt mămica lor. Leneșu e mai mărișor. Asta e leneșu. Ce botic mare are. Trebuie ca să vedeți cam cum e degetul meu pe lângă căpulețul lui. Mare, cred că au peste 15 cm în lungime. Cred că vreți mai mult să vedeți iepurașii decât ceilalți iepuri și așa că mai insist puțin pe ei. Acum am luat așa și nici nu vreau să-i țin foarte mult scoși din cuib la aerisire. Să-i vedeți cât de bine arată și să sperăm că, eu știu, într-o săptămână de Paște vor fi pe aici mărișori și vom face poze cu ei. Până atunci e posibil să fete și Luna. Să-mi spuneți, eu știu, poate din cei mari crescători de iepuri, nu mai dau numele nimănui pe canal, poate știe să-mi spună și mie cineva dacă sunt ok. Eu nu mă pricep așa bine la iepurași și de asta cer părerea unor avizați. Sunt bine, sunt mari, de cei s-au născut în noaptea de vineri spre sâmbătă, de sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, joi, au 6 zile. Deci aproape o săptămână, fără o zi. Sunt nevoie cam aici să închid filmarea. O să bag și un prim plan pe Luna.
pe Zoe cu mamica, care și pe ea o așteptăm să fete. Aici Dănuț, cel mai răuț. Pe Șinșila v-am arătat-o, nu mai merg spre ea. Am să lungesc puțin clipul, eu știu, spre 7 minute, ca să mai vedem iepurașii. Fac și așa o filmare de ansamblu și mă duc către ei. Ei se odihnesc, acum vedeți. Deci aceștia doi sunt așa cam spre grifier, iar aceștia spre gricâmp. Asta e mai mărișor cu ăsta, ăștia doi mai micuți în cuib. Nu știu, aș fi preferat să fie trei femele și un mascul. Acum nu știu sincer dacă sunt sunt și masculi în cuib sau nu. Sper să fie, părerea mea. Dar m-aș bucura mai mult de femele, măcar una dacă ar fi. Eu totuși sper la 3 cu 3, dar eu cred că o să fie cam 2 cu 2, părerea mea. Acum vom vedea și când se vor face mari, să fie ei sănătoși și atunci ne vom da seama cu exactitate de fapt ce avem noi mai exact aici în cuib. Vedeți cum sar și cum se agită, chiar sunt puțin agitați de faptul că i-am scos din mediul lor, din mediul de la mamica lor, de unde sug, sunt cu pielea întinsă. Mi-a zis cineva că sper să vadă video, că îl reamintesc aici. Ia uitați-o și pe Șinșila, vine ușor spre mine, a auzit că vorbesc de ea și vrea să ducă la puișori. Cam aceasta a fost filmarea de la ferma Grădina Bio. Sper să vă fi plăcut filmarea cu iepurașii, să îi vedeți exact ce fac ei. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă urez ca de obicei o zi excelentă și ne vedem la un nou episod la ferma Grădina Bio. Până atunci, vă urez ca de obicei o zi excelentă. La revedere!